Stimați prieteni, vă invit la cea de 109 ediție Analizări Economice, un proiect comun IRIS Viitor și Privesc Eu. Astăzi aș vrea să discutăm despre efectele politicii monetare ale Băncii Naționale asupra procesului de creditare a persoanelor fizice. Tangențial vom trece și persoane juridice, dar subiectul nostru numărul 1 este persoanele fizice, ce s-a întâmplat, cum ei au reacționat sau care a fost comportamentul lor după ce Banca Națională a năsprit și acum a început să relaxeze politica monetară. Părea că aceasta nu influențează foarte mult decizia lor, dar uitați-vă că a fost influențat. Când vorbim de politica monetară a Băncii Naționale, în principiu vorbim despre trei lucruri, și anume trei, aici vreau să atrag atenția, deoarece noi în spațiu public am discutat desori despre un lucru, și anume scumpirea banilor, și practic ne-a trecut, cu vederea și n-am observat un element relativ nou. El a mai fost odată aplicat de Banca Națională, dar nu atât de puternic, nu atât de pronunțat ca în prezent, lucru care cred că merită discutat și straniu din ce cauză nu se prea vorbește despre acest lucru. Haideți să vedem care sunt cele trei elemente ale politicii monetare ale Băncii Naționale care ea le-au folosit pe piața financiară și care a influențat destul de puternic comportamentul de creditare a persoanelor fizice. Aici vreau să fac o remarcă. Persoanele fizice s-au acreditat nu doar grație politicii monetare a Băncii Naționale. A crescut bunăstarea oamenilor, s-au ieftinit banii, la general cultura creditării a crescut, plus după ce s-a întâmplat jaf bancar, este negativ, dar partea pozitivă, dacă se poate spus așa, Banca Națională a început să reglementeze destul de dur sectorul bancar și eficiența și calitatea și prețul banilor s-a ieftinit foarte puternic, plus băncile au început o luptă foarte mare pentru persoanele fizice ca clienții lor, din simplu motiv că persoanele juridice erau și rămân a fi probleme. Toate acestea, evident, au influențat puternic comportamentul cetățenilor, dar și politica monetară. După cum am spus, sunt trei elemente. Prima este prețul banilor. Prin rata de bază aplicată de către Banca Națională, Banca Națională ieftinește sau scumpește banii. Când spunem ieftinește, voi veți avea posibilitatea să luați credite la o dobândă mai mică sau scumpește, voi veți trebui să luați credit la o dobândă mai mare. Dacă ne uităm atent, în anul 2020, rata de bază a ajuns la cel mai micuț nivel, 2,65%, eu am rotunjit până într-o singură cifră, 2,7%, de 2,65%. Este cei mai ieftini bani care au existat în istoria Moldovei și s-a ținut această rată de bază până pe data de 29 iulie 2021. Atunci a fost ridicat la 3,7%, tot destul de scăzută. Deci noi am avut jumătate de an rata de bază, 2,65%, perioada în care au fost cei mai ieftini bani, perioada în care Republica Moldova a înregistrat cel mai mare salt de creditare a persoanelor fizice într-un volum fără precedent în istoria noastră. Anticipam inflația, anticipam creșterea prețului, anticipam o accelerare necontrolată a procesului de creditare și Banca Națională a început, iarăși vreau să zic fără precedent, dar nu mai cunosc situația când de 10 ori la rând a ridicat rata de bază, ajungând la 2,65% până la 21,35%, scumpind destul de puternic bani și descurajând consumul și din contra încurajând economiile, că atunci când banii se scumpesc, sunt scumpesc nu doar creditele, dar scumpesc și depozitele. Respectiv, cetățenii noștri au fost încurajați să ia mai puține credite, să facă mai multe depozite în bănci, în felul acesta cumva să stopăm această un consum neacoperit care era în economie națională. După cum spuneți, a fost primul instrument. Al doilea și al treilea instrument este accesibilitatea banilor. Primul sunt scump și al doilea ei nu sunt. Accesibilitatea banilor o poți reduce sau o poți majora sau scădea aceasta prin rezervele obligatorii. Dacă băncile comerciale, banii care îi colectează de la populație, îi pot menține pentru a credita economia, atunci banii sunt accesibili. Dacă ei sunt sub formă de rezerve obligatorii la Banca Națională, atunci volumul de bani aflați în economie este cum mai mic.
Aici trebuie să spunem că rata rezervelor obligatoare a crescut din simplu motiv că și avem și un surplus enorm de bani în economia națională. Dacă ne uităm atent, volumul de bani pe care băncile le-au colectat de la populație este mult mai mare decât volumul de credite pe care poate le oferi atât populație cât agențelor economice. Avem un surplus de lichidități de vreo 45 de miliarde de lei, ceea ce, după mine, e o problemă, dar nu este subiectul nostru de astăzi. Al treilea element este rezervele obligatorii în valută. Dacă vă uitați în grafic, veți observa că rezervele obligatorii în lei au crescut până la 40% și avem o situație foarte strană că rezervele obligatorii din valută sunt cu mult mai mari decât rezervele obligatorii în lei. Mai mult ca atât, în prezent, rezervele obligatorii în lei se reduc, deci accesibilitatea banilor, se eliberează banii în lei, în schimb, rezervele obligatorii în valută rămân ridicate la nivel de 45%. Cum eu interpretez lucrul acesta? Foarte simplu. Banca Națională în prezent relaxează politica monetară, spune gata, banii se ieftinesc, accesul la bani crește, numai că crește mai mult la lei, Banca Națională prin această politică sa monetară, în principiu, vrea să încurajeze creditele în lei și să descurajeze parțial creditarea în valută. La noi creditarea în valută așa stagnează de vreo 8 ani de zile, dar Banca Națională nu ar vrea ca lucrul acesta să fie încurajat într-o formă sau alta, lucru care s-a întâmplat parțial în ultimii ani de criză, că atunci când e criză, oamenii de regulă se sperie și fug la valută națională, într-o valută mai sigură, care este euro sau dolar. Ce s-a întâmplat cu dobânda medie anuală la creditele noi oferite pentru persoanele fizice și pentru persoanele juridice? Dacă vedeți, creditele pentru persoanele fizice mereu au fost mai scumpe decât pentru persoanele juridice. Relaxarea politicii monetare, și aici vreau să atrag atenția, în special la politicienii care săreau în capul băncii naționale, cu uite, voi năspriți politica monetară și asta vă bate asupra economiei. Da, teoretic este adevărat, dar în realitate nu s-a întâmplat chiar așa. Uitați-vă ce se întâmplă. Atunci când s-a relaxat puternic politica monetară a băncii naționale, creditele date business au rămas mai mult sau mai puțin constant la nivel de 8%. Ceea ce a influențat cel mai mult politica monetară este ieftinirea creditelor pentru populații care au ajuns până la 5,4% în 2021. Când Banca Națională a început să năsprească politica monetară, creditele pentru business au scumpit, dar nu atât de tare. Cel mai mult s-au scumpit pentru persoanele fizice, au ajuns de la 5,4% la 15,9%, s-au scumpit de 3 ori. Acum, când politica monetară se relaxează, creditele se începe a ieftini și, atenție, creditele pentru populație se ieftinesc mai repede decât pentru business. Scurt pe 2. Politica monetară a băncii naționale influențează creditele și comportamentul agenților economici într-o manieră, și acum și voi demonstra și cu alte cifre, cu mult mai slabă decât pentru populație. Simplu spus, politica monetară a băncii naționale are un efect imediat și puternic asupra comportamentului populației, ori nu anume aceasta și influențează inflația. Deci, practic, putem spune, nu că Banca Națională o face special, dar așa se permite, că în Republica Moldova rata de bază și rezervele obligatorii influențează cel mai mult volumul de credit a populației și mai puțin a mediului de afaceri. Ce s-a întâmplat în această perioadă? Dacă ne uităm atent, volumul de credite noi luate în trimestrul 3 al anului 2021 a ajuns la 4,3 miliarde de lei media lunară. Deci în fiecare lună, agenții economici împreună cu populația luau în mediu 4,3 miliarde de lei, dintre care agenții economici 2,7, populația 1,5 miliarde de lei lunar. Deci este un record absolut istoric. Așa ceva, uitați-vă, în 2015 populația a luat 300 de milioane de lei pe lună, în alți ani, în general. Nu m-am dus mai departe, că sumele acolo, în general, sunt de râs. Dar 300 de milioane de lei și am ajuns la 1,5 miliarde de lei în fiecare lună populația a luat credite noi. Când s-a năsprit politica monetară, fiți atent, creditele luate de către populație au scăzut constant, 1,3, 1,1, 1,07, 0,6, 600 de milioane de lei lunar, de 2,5 ori. Cât privește agenții economici, volumul de credite a rămas stabil, ba din contra, în trimestrul 4-2022, creditele pentru agenții economici au crescut până la 3,5 miliarde. Deci politica aceasta dura băncii naționale, cumva mai puțin a influențat mediul de afaceri. Acum avem un paradox. Banca Națională relaxează politica monetară,
populația se începe a credita activ, dacă în trimestru 4, anul 2022, e lunar la 600 de milioane, acum lunar e aproape 1 miliard de lei, acum vom da de tăielat, aproape 1 miliard de lei pe lună, în fiecare lună. Iar agenții economici, într-o lună când politica monetară și banii se ieftinesc, din contra au mai puține credite, dacă în lună, în trimestru anul trecut au avut 3,5, acum au 2,6, cu 600 de milioane de lei pe lună mai puțin. Ce înseamnă lucrul acesta? Că viața și comportamentul agenților economici este dictată de alți factori decât politica monetară a Banței Naționale. E neîncrederea în viitor, situația incertă în economie, percepția negativă privind mersul lucrurilor în economie are un impact cu mult mai mare asupra lor decât prețul banilor și politica Banței Naționale. Dacă observăm atent, agenții economici exact când trebuia să crească volumul de credite ei și-a reduc și atunci, din contra, când trebuia să scadă, crescu. Deci, practic, comportamentul agenților economici cam slăbuț este legat de politica Băncii Naționale. Este o legătură inversă. Are o explicație separată, poate vreodată vom vorbi. Dar, asta nu-i tot. Deci, ne dăm seama că oamenii iau credite, când spun oamenii am în vedere toți, agenții economici și populația, iar pe de o altă parte au întors credite vechi. Și atunci întrebarea noastră este, dar care este creditarea netă? Ce înseamnă aceasta? Cât credite am luat plus cât am întors? Spre exemplu, record, în trimestru 3 anul 2021, noi am luat de la bănci 4,3 miliarde de lei, dar a trebuit să întoarce înapoi 2,5 miliarde de lei. Creditarea netă sau îngrătorarea noastră a crescut 1,82 miliarde de lei. Deci este o sumă record care în istoria Moldovei n-a fost până acum și cred că încă, nu mult timp, dar încă o anumită perioadă nu va fi. După aceasta scade puternic doar din contul populației și am ajuns în trimestrul 3-2022, că noi am luat 3,38 miliarde de lei și am întors tot în 3,38 și în principiu credite am luat 0. În trimestrul 1 în acest an, am luat credite mai puțin decât am întors înapoi și respectiv volumul de credite la noi a scăzut, iar în trimestru 2, în acest an, avem o ușoară învoiorare strict din contul populației, am luat 4 miliarde și am întors între 7 și a crescut cu 290 de milioane. Dar după cum am spus, această privire generală, haideți să ne întoarcem la populație. Aici avem câte credite luau în fiecare lună cetățenii noștri pe parcursul la ultimii 23 de ani. În anul 2000-2001, oamenii noștri luau câte 9-10 milioane, câte 10 milioane de lei pe lună. Credite. Nimic tot. În 2007 am avut, știți atunci, tot legat de imobiliare, era în ajun de criză, oamenii primeau bani pe hotare, am avut, eu noi am numit atunci nebunia consumului, am ajuns la 325 de milioane. Apoi am fost relativ stabil până în 2015, inclusiv datorii din cauza crizii din 2014 cu jaful bancar. Apoi, relaxarea politicii monetare plus populația care a devenit client preferat a băncilor a crescut până la 843 de milioane de lei pe lună. 2020 a fost un an, criza, pandemia, 2-3 luni de zile practic nu ne-am creditat, de ce cifra a scăzut, în special din contul primilor luni de criză. Iar 2021, o creștere fără precedent, uitați-vă, 1.530.000 comparativ cu 10 milioane, chiar comparativ cu 280 de milioane. Deci este o creștere fără precedent. De 5 ori mai mult luam pe lună credite decât media tradițională. Apoi o scădere până la 612 și iar în trimestru 2 am ajuns la 1.038.000 de lei. Deci, practic, în prezent, asistăm la o recuperare. E bine sau e rău? Cred că este bine. Să nu uităm că economia noastră este strâns legată de consumul populației. Dacă populația crede că lucrurile merg bine, populația are venituri și începe a consuma, la ei se împrumută, respectiv și bugetul de stat primește încasări. Eu cred că această creștere a consumului bazat și pe creditare și această înviorare a creditării este un element care arată că cetățenii noștri încep pas și reveni după șocul crizii din 2020, 2021, 2022 în mod special legat de prețuri și legat de scumpirea puternică a banilor. Ce s-a întâmplat? Uitați-vă, rata dobânzii la credit pentru persoane fizice și rata dobânzii la depozite pentru persoane fizice. Dacă observați, dobânzii la credit au crescut foarte puternic și dobânda la depozite a crescut foarte puternic. Acum,
odată cu relaxarea politicii monetare a Băncii Naționale, prima ce scade, scade dobânda la depozit. El deja a scăzut până la 6,7%. Uitați-vă ce de brusc scade, însă scade destul de pronunțat și dobânda la credite. Asta înseamnă că creditele pentru persoanele fizice în următoarele câteva luni de zile vor ajunge la prețul de până la criză, ceea ce va crea un confort necesar pentru populație ca să se împrumute. Cu depozitele persoanelor fizice, foarte pe scurt, observăm în prezent o înviorare foarte puternică. În trimestrul acesta avem 2,7 miliarde de lei, oameni au adus depozite, iar au luat depozite vechi doar 300 de milioane. Au lăsat în bănci în plus 2,4 miliarde. Luna trecută iarăși au lăsat luna trecută, în lunile precedente au lăsat bani, dar totuși, dacă observăm atent, avem o singură lună cu retrageri masive de depozite, asta a fost în luna martie 2022, anul când s-a început război, oamenii au mers la bănci și au retras 5 miliarde de lei sub formă de depozite. Și reprezintă unii și-au adus 1,1, dar oamenii au retras 5 miliarde, o sumă dublă față de suma obișnuită de retragerea depozitelor. Când zic retragere, n-am de retragere. Oamenii expiră depozitele și oamenii îți duc și eu banii. Dar în luna martie 2022, plângă luarea obișnuită a banilor care s-au terminat contractul de depozit, oamenii mă și-au luat și banii lor, estimăm că au luat undeva, cred că în jur de 3 miliarde lei, supra la ceea ce trebuie în mod normal. Haideți să întâmplăm la persoanele fizice creditare. După cum am spus, în 2015 populația noastră se credita în volum de 280 de milioane de lei pe lună, luau credite. În 2021 am ajuns la 1.526.000, dintre care 965 de milioane de lei pentru credite de consum, cheltuiem curent, 511 milioane de lei pentru ipotecă, investiții, ceea ce e normal, și 79 de milioane de lei, cel mai bine, credite pentru 50 de milioane, ce scuze de lei, credite pentru afaceri. Când s-a năsprit politica monetară, și aici iarăși paradoxul nostru, creditele de consum s-au redus în trimestrul 4 anul trecut până la 455 de milioane de lei, de două ori s-au redus, creditele pentru ipotecă s-au redus de 4 ori, deci creditul de consum s-a redus, dar este ipotecare, oamenii s-au speriat să iau împrumuturi pentru locuințe care au scumpit banii. Cât privește creditele pentru afaceri, au crescut la 50 la 75 de milioane, ajungând la una dintre cele mai mari rate din istoria noastră. Acum, când noi relaxăm politica monetară, creditele pentru consum au crescut aproape de două ori, creditele ipotecare au crescut, dar încă nu foarte puternic, la 205 milioane de lei lunar față de 128 care a fost, iar creditele pentru afacere stagnează de la 75, tot atât a rămas, am avut și 118, practic tot ce avem noi acum, voi pregăti o analiză separată pe creditarea micilor afaceri și vom arăta că aici lucruri nu sunt atât de vesel. Doar tot ce putem spune că în prezent reabilitarea volumului de credite, creșterea volumului de credite în sistemul bancar pentru persoanele fizice este din contul la două tipuri de împrumuturi. Consumul și ipoteca. Haideți să uităm care este rata dobânzii la creditele imobiliare. De ce a coborât la minimul de 6,4% în 2021? Este o dobândă confortabilă, tot ce mai mic de 10% înseamnă că omul riscă să se bage într-un credit imobiliar. După ce Banca Națională a năsprit politica monetară, în luna ianuarie în acest an, creditele ipotecare au ajuns la 13,2%. Evident, lucrul acesta a descurajat enorm creditele ipotecare. Acum asistăm la o reducere constantă. În luna iunie avem o stagnare a scăderii de prețuri, scăderii de credite, dar eu cred că până la sfârșitul anului noi ne vom apropia de cifra care a fost tradițional, 7-8%, lucruri care ce obțin la capitolul prețuri credite va însemna posibilitatea ca populația să împrumute cât mai încurajător. Cum au luat oamenii credite imobiliare? Dacă ne uităm, primele cifre care le avem oficiale de la Banca Națională este 2008, 43 de milioane de lei lunar, oamenii luau pentru că cumpere apartamente. Vă aduceți aminte anul 2008, boom-ul și așa mai departe. 2009, criza, prăbușirea pieței imobiliare, volumul de credite scade de, aici dacă ne uităm atent, aproape de 5 ori.
După aceasta are loc o recuperare, dar până în 2017 volumul de credite imobiliare lunar era la nivel de 60-70 de milioane de lei lunar. După aceasta apare programul Prima Casă, se ieftinesc banii, băncile comerciale au un surplus de bani și încep lupta pentru clienți. Deci apartamentele încă sunt ieftine, prețul crește cu mult mai greu și uitați-vă, noi avem o creștere foarte puternică, cu excepția 2020, a fost criza din 2020, oamenii practic nu au avut cumpărături, dar 2021 au compensat. În 2021, 511 milioane de lei lunar, ceea ce este de 7 ori mai mult decât media obișnuită până în 2017. Deci, practic, în 2021 noi am avut cea mai puternică creditare a populației pentru procurare de locuințe. Creșterea prețurilor, războiul din Ucraina, criza energetică, politica dură a Băncii Naționale a dus la ceea că volumul de credite a scăzut de 4 ori până la 128 de milioane. Acum avem o recuperare, e destul de lentă, dar dacă ne uităm că nu trebuie să iei lunar, dacă luăm trimestrial, media lunară, acum am ajuns la 205 milioane de lei. Dar, după cum am spus, există, iau credite și dau credite vechi. Mă interesează, din cei care am luat, dacă scad cât am dat, cu cât a crescut portofoliul de credite imobiliare, adică piața se duce în sus sau se duce în jos. Din 2005, aici avem datele deja din 2005, din 2005 putem observa că la noi creditele, piața creditelor imobiliare a crescut practic în fiecare an, excepție fiind anul 2009 și este legată de criza din 2009, 2012, 2016, 2015-2016, jaful bancar, atunci tot n-a crescut. În rest am crescut în 2021, record absolut, deci media anuală creștea portofoliul credit cu 300 de milioane, adică oamenii se împrumutau cu 300 de milioane de lei în plus față de cât dădeau. Și am avut perioada 2022, trimestrul 4, 2023, trimestrul 1, când volumul de credit ipotecare lunar se reducea cu 56-52 de milioane de lei, iar acum iarăși am trecut pe plus. Putem spune că jumătate de an, deci jumătate de an, oamenii chiar dacă s-au împrumutat mai puțin, totuși volumul de credite pe care l-au întors a fost mai mare decât au luat, jumătate de an piața noastră s-a îngustat, s-a redus, iar acum, până când îi plăpând, 34 de milioane de lei nu este atât de mult, este chiar o sumă de până la creșterea boom-ului din 2017, dar este promițător, deci cred că în următoarea jumătate de an această piață va crește destul de puternic. Și ultimul indicator. Practic, după cum am spus, politica Băncii Naționale privește trei lucruri. Scumpirea, acum ieftinirea banilor, accesul la bani, în special în lei, și descurajarea creditării în valute. Uitați-vă ce se întâmplă. Populația noastră, cu excepția anului 2015, știți foarte bine, jaful bancar, deprecierea valutei, lumea s-a speriat de lei, dar oamenii au dat preferință la valută. La noi a crescut creditele în lei pentru imobile. În mod normal, la noi, practic, creditarea în valuta imobililor, practic, lipsește. 1,6-4%, deci asta este nimic. Maximul 4% din toate creditele luate pentru procurare de imobil era în valută sau în lei legat de valută, dar asta tot e valută. În rest, 96% în lei. Scumpirea banilor a speriat oamenii, criza și toate lucrurile s-au speriat oamenii și noi am ajuns la o sumă fără precedent. 35% în trimestrul 4 anul 2022, când creditarea în imobiliar a ajuns la cel mai scurt, în mijlos nivel, 35% din toate creditele luate au fost luate în valută. Deci această frică a oamenilor s-a manifestat prin faptul că s-au temut să împrumute în lei. Banii se ieftinesc, inflația scade, percepția crizii trece. Și observați, avem practic o prăbușire a creditării în valută, de la 35 de miliarde, în două trimestre am ajuns la 35%, în două trimestre am ajuns la 15,8%. Cred că și în luni viitoare acest lucru se va trece, iar în concluzie spunem următorul lucru. Politica monetară a Băncii Naționale a dus la aceea
că comportamentul de împrumut a populației s-a schimbat foarte puternic, mai puțin agenți economici, ba din contra agenți economici, în perioada când banii au devenit un lux, ei s-au împrumutat, iar acum când politica se relaxează, ei din contra ezită să împrumute, ceea ce înseamnă comportamentul agenților economici este în afara politicii monetare băncii naționale și ține de alte fenomene care au loc în economie și trebuie analizat separat. Populația și-a redus volumul de credite în mare parte din contul creditelor de consum și în mod special creditelor ipotecari, deci oamenii pe termen scurt nu atât de tare s-au speriat, creditele pe termen scurt au continuat să le iei, de două ori mai puțin dar au luat, cât privește creditele ipotecare pe termen lung, le-au redus de 4 ori. Acum când are loc o relaxare, și încă un element, într-o îngrijorare ce se întâmplă, oamenii au dat preferință fără precedent la creditare în lei comparativ creditare în valut comparativ creditare în lei, ajungând la o cifră 35%, cifră pe care n-am mai întâlnit-o în Republica Moldova. Însă, relaxarea politicii monetare, percepția că banii se începe a ieftini, faptul că oamenii 2022 au așteptat și acum vor să-și cumpere un imobil, duce la ceea că la noi volumul de credite noi contractate crește, piața începe a crește după 6 luni de zile de scădere, banii se ieftinesc cu o viteză acceptabil, promițătoare, iar creditarea în valută practic va dispărea în următoarele luni, oamenii trecând înapoi la lei. Deci, ce obțin la capitolul consum prin creditare, populația în următoarele 3-6 luni de zile va reveni la situația normală, când dobânda va fi sub 10%, când creditele de consum vor intra în viața noastră activă cu 1 miliard de lei lunar în împrumuturi, când creditele ipotecare vor intra în zona activă de 500-700 de milioane lei lunar în împrumuturi ipotecare, avem o problemă cu împrumuturile pentru afacerea persoanelor fizice, care este la nivel de 50-70 de milioane de lei lunar acum, o sumă prea micuță, dar iarăși aceasta este în afara politicii monetare băncii naționale și trebuie să ne gândim din ce cauză persoanele fizice ezită să împrumută pentru afacerile lor. Vă mulțumesc până data viitoare când vom lista alte subiecte de importanță națională.